Acum mult, mult timp, oamenii obișnuiau să-și pună măști și să danseze în speranța de a speria spiritele rele. În vremurile antice, actorii de teatru schimbau mai multe măști pentru a juca roluri diferite. Oamenilor le-a plăcut ideea de a-și ascunde fața în spatele unei măști misterioase atât de mult, încât aceștia au început să organizeze festivaluri în aer liber numite carnavaluri. Există țări în lume, precum Brazilia sau Italia, care se transformă cu totul într-un bal mascat în perioada sărbătorilor.